Salut tuturor, eu sunt George și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi avem un vlog plin de, cu de toate, plin cu noutăți, plin cu tot ce vreți voi. Aici am băgat la pereche, perechea asta de aici, ciocolatia cu listul. Aș vrea să văd ce pui în iordanul ăsta. Dacă nu la mine, la, poate la prietenul meu Viorica, poate o să ia el, nu se știe. Aici avem masculaș care s-a luat la pereche cu femeluța. S-a început să fie și el destul de rău. Ca și femeluța. Aici sunt cuibarele de la domnul Silviu. Le-am băgat unul aici și unul la porumbei ceilalți de matcă, de standards, cei de la Florin. Mâncare au primit-o, dar... uitați. Puțin din toate, gritul Multimix cu grit de la Versele Laga All-in-One, Vita Mineral Columbia Vita de la tot așa de la Versele Laga, de la Klaus bucățelele alea de cărbune activ. După aia mai e și mixul ăla de tot de la Klaus, de tot așa de un vitamin mineral ca o piatră, și de ceva zile am băgat și puțin niște corali tot de la firma Klaus. Dacă vreți căutați și voi acolo pe internet, dați-vă comandă, vă recomand. Mie mi-au recomandat domnul Silviu. Aici avem pe copiii ăștia doi, cred că s-au și împerecheat. Ia uitați voi ce găine zbuneau. Ăștia sunt toți de la ei. Deci. Buș, femeluța, apă, că de trebuie și puțin cu ciopă mâncare. Tot așa, toți primesc aceeași mâncare. Orez, floare, mazăre, porumb, orz. Rapiță, o să urmeze sorgu și miei. Aici să vedem mai bine, ăștia nu prea le place mieiu. Ia uitați. E mai bine ca aici e mai mult miei. Ia uitați și perechea asta. S-a atins. Hai cu tot, hai. Haideți să trecem și mai departe. Aici avem perechea, una dintre perechile de bază la americani. I-am băgat la perechea sau și în perecheat. Hai, fetele, uitați că s-a făcut asta o ursoaică. Chiar a zis omul că se face foarte grasă. Doar ca sta pe drum. Ia uitați și voi ce poție frumoasă are. Și masculașul s-a îngășat de când l-am băgat pe boxă. Hai să vedem să-l facem să și cânte. Se iau copilul. Se iau copilul, uitați și voi ce poziție frumoasă are masculul. Mascul 2019, femelă 2020. Anul ăsta vreau să scoat o serie aici, să văd cum se mișcă. De asta nu prea se vede bine pentru că e blana audă jos. Trebuie să fiu și eu mai atent să văd cum se gâinecează, dar n-am fost atent până acum și nu m-am uitat. Mă rog, o să ridic puțin grătarele, o să le fac probabil și curățenie. Anul astăzi, că nu am chef. Mâine, poimâine, sâmbătă. Sâmbătă aș vrea să fac la aici, la interior, la voliera mare, și înăuntru, în boxe, și pe sub grătarele de lemn. Ia uitați-i. Să le punem adăpătoarea. Să iasă cu ăla în afară. Ok, perfect aici. Gata, haideți să revenim de la următorul. Gata, prieteni, a revenit și de aici, am închis un pic. Să mai vedem care e treaba pe aici. Haideți să vă sui să vă vadă oamenii că v-ați luat și voi boxă. Și masculul e aici și a... Haideți, oleu, cât ai de făcut. Da, și voi că s-a făcut orsul ăsta. Hai. Aici am adus femeluța de la domnul Silviu, dar are un pic de orită în toți, deci se vede că am urât. O să o vedeți pe ea când o să-și revină. Ia uitați, așa vi-o arăt din partea asta.
că n-am apucat să o tai la aripă. Pe mulță de 2013. O să-mi fac urmeze, vedeți, are aici, acolo la loc să se vede puțin. Are un oridontoz, are un fel de... să trebuie că să-mi amintesc eu, ulcior. Un fel de ulcior. Și trebuie să-i treacă. I-am dat cu canamicină, i-am luat canamicină de la farmacia umană. Apa, vedeți că e curată. A început să pipure. Hai să vă și aici puțin. Aici vedeți că le-am pus astăzi, le-am pus gritul așa, ăla de acolo, care e cu all-in-one, gritul de la Versele Laga, și cu mei, le-am pus mâncare de papagal în el. Și aici e asta, mixtura, și aici văd că aici ce a mai rămas din aia, dar nu știu dacă mai mănâncă, o las așa. Și aici sarea. Bun. Așa. Perechile sunt aici pe... Început americanul, iată așa că nici nu pot să iau mâna, așa. Început americanul să o bată la cui, vedeți că are un pic acolo, e un puțin bătută. Cred că o să înceapă să și ouă. Adică cred că o să depun ouă, de fapt. Aici l-avem pe ăsta micu. Mic nu mai e de mult. Deci cred că s-a făcut ursul la chestia asta. Și ne prâlește încă. Aici avem o pereche de ouă. La masculașul ăsta și la femeluța asta de aici, de 2019. Uita și voi, asta e perechea. Sper să-mi dea ceva frumos. Aici l-avem pe domnul Radu. Hai cu tata, hai mă, vină cu... Ia uitați-l. S-a cam tras puțin pentru că nu vrea să mănânce, uitați-vă și voi. Ei, nu se vede așa tare, dar e un pic tras pentru că nu vrea să mănânce. Deci el acum nu are nimic în gușe. Și deja mâncară porumbii mâncare. Uitați-vă și voi cât de rău e. Uitați-vă că îl pun aici sus. Îl pun aici sus. Ce, acum nu mai mă bați? Băi, mă faci de râs pe vlog? Mă faci de râs pe vlog? Băi, de ce ești mă rău? Mă faci de râs pe vlog? Nu te las. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi la el. Asta e femeluța lui. Asta de aici e maica sa și cu frate s-o de tata. Masculul ăsta, hai cu fugi. Au venit și pe ăștia. Au început și ei să facă. Încet, încet. Zoe cu Beni se pregătesc ouă, ăștia se pregătesc. Ăștia aici. Femeluța asta mi-a ouat. Primul ou. Nu știu dacă l-a ouat și pe al doilea. Probabil că o să urmeze să-l ouă și pe al doilea. Aici avem două ouă. Aici la Sorinel. Vedeți un pic. Două ouă la Cuc deja. Aici două ouă la Harkov. Și la List. Aici două ouă la fetița asta. Aici boxele sunt închise, acolo urmează aici să ouă. Bun. Aici tot așa urmează. Bă, că asta mică stă aici pe cuib. Fetița de... Aici o să stea listul cu femeluța. Văd că femeluța deja se urcă în cuib. Perfect. Deci nu mă așteptam să o găsesc în cuib. Hai cu tata aici. Hai cu tata sus aici. La femeluță. Cred că prima dată când îl prind și eu pe el cântând pe vlog, dar nu l-am prins până acum pentru că nu prea îi place. Măi, ce căutați voi aici? Vedeți să stați acolo sus. Și cam ăștia sunt ăsta, vânătul, văd că își pregătește acolo cuib, dar nu o să-l las pentru că vreau să bag aici americanii și ce mai e standard. Femeluța de aici, bujoara, care e asta de aici, a avut-o aici, doar că l-a spart. L-a arătat cuibul, de fapt, adică a uat pe grătarul ăsta. I-am mutat cuibul în partea unde a ouat, dar tot nu asta pe el și l-au spart. Vânătul ăsta trebuie să... Vânătul de aici trebuie să îi mutăm cuibul. La tineții trebuie să mute înapoi sus, că nu-mi place acolo. La voiajuri mai avem câțiva de împerecheat. Cucul ăsta s-a luat cu cuca aia de acolo de jos, care mă bucură chestia asta. Masculul... Așa. Hai să vă arăt puiții în puiciul ăsta. Ia uitați-l.
spiralul mereu așa ca să-i vedeți evoluția. Deci voi ce tare ne prălește. Ai puțin copilule. Trebuie să facă foarte bun, începe să fie foarte rău. Și e sigur masculaș. Ce faci, fratele? Ce faci? Bă, nebuna lui tata. Bă, dai și tu puțină mâncărică? Uite-vă și voi. Încerc să o învăț și pe ea așa. Dar mai că s-a fi foarte sperioasă. Nu prea am eu... Iată ce. Bine că i-a mai dat și o puțin la mână să mai pape și probabil că și de-aia mai blândă un pic. Ia uitați și voi. Fetița asta. Haideți să punem un pic pe pauză să facă ceva. Uitați aici perichea mea de cuci și ei se pregătesc ouă. Părinții puiului ăsta de aici. Și părinții, de fapt, masculul, tata femeilei de la Alex, buvița lui. Uitați, femeia la 2018, o să-i clemei și băi, că n-am stat. O să-i pun o clemă portocalie la femeie, pentru că și masculul are una. Masculul are una de la un creț, de la crețul de la Alex, pentru că e una mai lată așa, mai groasă. Auzi și voi masculul. Ce e tata, gorila? E copilul. Să stea să fie o pereche frumoasă, zic eu. Și ăștia trebuie să-mi iau. Ăștia doi sunt perechi așa. Și așa o să rămână. Au dat și cum ies afară. Femeluța asta o să vină pereche cu masculul ăla de acolo în spate la bolțat. Hai că știți că i-am văzut în vlogul trecut, cred că i-am pus cum îi fac la pereche. Haideți. Așa, prieteni, aici avem... Asta e femeluța cu care o să fac masculul... Care în perechea toate acum. Deci asta de aici, solzatul, o să fie pereche cu masculul acela micuț care e în năpârdire acum. Vezi, lor le-am pus decât gri normal pentru că se mai gâniați în el și nu am vrut să-l stric pe la bunul. În care văd că nu prea mai au mâncare, tot e bine. Aici avem și creața, avem și jucătoarea care trebuie să o bag la pereche, roșia, o listă, astea două standarde și mai o femeluță solzată. Aia e femeluța asta de aici. Ba nu, mai sunt două femeluțe. Mai e încă una. Ia uitați. Aici mai sunt trei voiajoare, patru voiajoare, o creață, o jucătoare și două standarde. La desperechea și probabil că o să mai fie ceva femele, nu știu, să vedem cum mai mă gândesc la perechi. Foarte, foarte bună e femeluța asta de aici. Și ca mascul și ca femeie era tot la fel de frumoasă, adică nu mă supăra. Dar oricum femeluță e. Și asta o să vină cu buvnița care v-am arătat-o. Fratele buvniței lui Alex, cum v-am mai zis. Aia sar în perechea. O să o băgăm și pe ea la pereche. Mai stăm puțin cu ce mai avem momentan. Cred că astăzi o să mai văd eu cum mai fac, să vedem dacă se ține unul după altul. Pun voliera mare, îi bag înapoi. Ia uitați, stați așa spate, prindem și noi ceva. Cum să calcă, ia uitați și buvnița acolo, că și pe asta am prins-o tot acum, o prins-o cântând. Pe vlog. Și ăștia doi sunt părinții. Să vă mai arăt. Asta e puiul de jos, ăla bălțat, deci cu ăsta o să vină perechea solzată aia care v-am arătat-o. Vedeți că se prezintă destul de ok. Sunt destul de... Au destulă vitalitate în ei. Ia uitați și voi masculașul ăsta ce frumos a făcut. Ia uitați și voi. Deci zic să-i bag pe ăștia înapoi în boxa lor că... Văd că s-ar lua aici în boxa asta și nu-mi place deloc. Că sunt foarte, foarte răi. Se bagă înapoi în boxa lor.
Haideți să urcăm puțin aici. Dată și voi ce consumă în perechea de înfoiați care au puiul. Foarte, foarte mult gât mănâncă, ceea ce nu este un lucru rău, este un lucru foarte bun că mănâncă grit, pentru că au mai multe vitamine în corp și ajută foarte mult puișorul dacă părinții mănâncă și consumă foarte, foarte multe minerale, vitamine. Aici îi avem pe ăștia. Așa, hai să intrăm puțin să vedem și aici. Ce? Aici o să cad sigur pentru că alunecă. Hop. Așa. Am ținut bine. Zic așa. Și n-am căzut. Bun, aici sper să fie ăsta masculaș, să să-l facem cu perei, cu femeluța. Ăștia doi se pregătesc, galbena se pregătește cu masculul. Ăsta are un ou bun și unul, nu știu dacă e și al doilea bun, dar parcă așa l-am văzut. Ăsta are o problemă, Johnu. Deci ia de picioare. Uitați-vă și voi. L-a luat picioare pe ăla. Ia uitați-vă și voi ce gușa a făcut nebunul. Început să mănânce și ei. Ia uitați și aici crețul bătrân cu femeluța. Care... La 2019, cred. 2019, da. Aveau buxa acolo, dar văd că o luau galbena. Na, nu e o problemă. Ăștia doi, femeluța de fapt mi-au luat acolo un ou. Ăștia doi au ouăle bune. Ăștia doi nu știu dacă au ouăle bune. Încă nu m-am uitat la ele. Ăștia doi trebuie să-i separ, deci o să urmeze câteva femeluțe să mai bag la disperechiat. O să urmeze și femeluța albă de aici. Asta de aici albă care o să vină pereche cu masculul ăsta de aici. Dar momentan îi mai lăsăm puțin. Vedeți aici gritul, le-am dat și multimix și tot ce trebuie. Nu le pun mult, decât o lingură, două linguri cu gritul ăla simplu. Cum se numește? Da. Două linguri și cu multimixul și cu gritul normal. Acolo avem puiuțul care s-a făcut un ursuleț și a început să acu și coborât ieri. L-am urcat eu astăzi aici. A coborât ieri și a început să și pape. O să-i arunc eu câteva bobițe de mâncare aici în cuib să mai mănânce și el. Ia uitați ce frumos să fie. Băga că e decât în două dunci, că dacă era într-una. Și nu e foarte, foarte mult în coadă. Deci am greșit eu când am zis. Că sunt, da, sunt 4 cu vreo 3. Da, dar nu, e foarte frumos puiuțul. O să vedem dacă o să țină coada ca maică sa în cap. Dacă o să țină așa, o să rămână în volieră. Dacă nu, să se bucure de cine o să-l ia. Acolo sigur sunt ouăle bune, cred. Acolo cred că au și femeluța. Aici erau ouăle bune când le-am controlat. Acum vom vedea ce va fi. Ăsta trebuie să-l bag și pe el la pereche, că săracul de el așteaptă de mult timp. Acum și el o femeluță. Adică are vreo 2 săptămâni de când i-am desperecheat. O să bag astă seară negru, adică roșu cu galbena. Să vedem dacă roșul care era acolo, să vedem dacă s-au luat. Satinetul cu femeluța o să-i mai las puțin pentru că știu că încă nu s-au luat. Și aș vrea să bag aici cu aia primit, a doua pereche de v-am prezentat-o la început. Vreau să-i bag aici să văd ce fac cu ei, că nu... Acolo înăuntru nu aș băga pentru că femela a fost împerecheată cu altceva și mie că iar să lasă. Iar se desperechează între ei. Asta iar venea aici la grid, masculașul. Bun, prieteni, cam atât și cu acest vlog. O să se facă 20 de minute și o să închid și eu vlogul. L-a dat și indianul care s-a luat pe ei cu femeluța asta. Poate facem rost de alta, nu știu, vedem. La indiani îi dau perechea femeilor aia de acolo, dinăuntru, din boxa aia.
Bun, prieteni, v-am salutat. Pa! Bun, prieteni, nu știu dacă mai sunteți acolo pe videoclip. Chiar dacă v-am salutat, vreau să vă arăt și eu toate inelele mele pentru anul 2021. Avem aici 28 de inele de FCI. Deci de la seria asta, 382200 până la seria 382173. Deci asta o să fie seria, le-am cu talon, le-am luat de la asociație de aici, de la noi, de la Drăgășani. Dacă tu mă întrebați de unde sunt. Și am dat 1,50 pe ele. Bun. Pentru că le-am luat de la asociație, că am văzut că pe OLX sunt 2,50. Am luat aici încă și astea sunt 40 aici. Pentru porumbei de ornament, pentru cei pe stil vechi și pentru restul. Ăștia și astea au taloane. Aici a fost un leu inelu. Dacă vreți să inelați și voi porumbei cu inelele astea, vă întrebați-l pe Alex, că Alex știe de unde le-a luat. A fost un leu bucata, 40 de inele. Și pe albastru și pe galben am luat. Aici astea nu sunt cu talon. 20 am luat de astea de 2021, cum sunt și acestea. Acestea sunt 2020. Acestea sunt 2021. Iar am luat 30 acestea cu talon. Acestea sunt talon. Asta e federația. Este nou înființată. Deci am primit la toate și la ăsta de aici 30 și la ăstea 40 am primit taloane. Deci am luat 90 de inele de 2021 pentru porumbei de ornament standard și american. Și 28 am luat 30, dar că două le-am, unul l-am dat lui Alex pentru colecția lui și unul l-am oprit eu. Și aici mai avem câteva de UCP care o să mai inelez eu porumbei de 2020 și restul sunt de standard, nu știu, mai sunt câteva. Cine vrea să mă contacteze, o să îi le dau, dacă e de apropiere și poate să vină să le ia pentru porumbei standard sau american și nu vrea să inelezeze cu 2021. Și mai am câteva de 2017 primite de la domnul Petcu și câteva de 2019 primite de la un om. Ia uitați, mai am și colecția care e în casă, nu o mai scot afară. Deci ăștia o să ineleze, dacă vrea cineva să mă contacteze să dau câteva din ele, nu o să le dau pe toate, să dau câteva, să vină să le ia. Cam asta e. Deci astea de aici toate sunt pentru 2021 toate, iar astea sunt dacă cumva rămân fără inele sau într-un clas mai nefericit să rămân fără inele sau să nu știu ce să mai întâmple. Asta e singurul lucru, să rămân fără inele, să am cu ce să inelez. Bun, eu am fost George. Ne revedem data viitoare la un nou vlog. Apăsați și voi pe butonul de like. Pe puțină gălăgie. V-am lăsat.